Europa în șoc. Putin e gata de războiul final. Planul secret. Liderii occidentali se pregătesc pentru un conflict prelungit în Ucraina, fiind slabe șanse ca președintele Vladimir Putin să se grăbească să iasă din acest război, în ciuda pierderilor de pe câmpul de luptă și a provocărilor tot mai mari din Rusia. Occidentul trebuie să recunoască faptul că Putin nu este un lider care poate să mențină status quo sau să respecte regulile altora. Dar nici nu este nici tipul de sinucigaș, dacă asupra lui se va exercita o presiune din ce în ce mai mare. Un editorial semnat de Douglas London, fost șef de operațiuni CIA, pentru CNN. Viitorul depinde de măsurarea cu acuratețe a intențiilor lui Putin, pe baza mentalității și a viziunii sale asupra lumii, și nu a Occidentului, așa cum încearcă SUA să o facă. Putin este un fost ofițer KGB care a activat în timpul războiului rece. Ofițerii de informații, în special cei care desfășoară operațiuni în afara țării, sunt cei care își asumă riscuri, dar nu și jucători. Caderine Belton, autoarea cărții oamenii lui Putin, cum a recuperat KGB-ul Rusia și apoi a atacat Occidentul, a scris că în timpul misiunii sale la Dresda, în fosta RDG, Vladimir Putin a lucrat în sprijinul membrilor facțiunii Armatei Roșii, gruparea teroristă de extremă stângă, responsabilă pentru bombardamentele. Răpirile și asasinatele din Germania de vest în anii 70-80 Putin crede că SUA și aliații săi au stabilit unele reguli pentru a-și promova propriile valori și interese pe cheltuiala Rusiei. El a asistat la prăbușirea Uniunii Sovietice și, odată cu aceasta, la prăbușirea Ordinii Mondiale Bipolare pe care o cunoscuse. Prin urmare, nu ar trebui ca atitudinea sa din ultimii 20 de ani să mai fie o surpriză. Este important să-i demitificăm deciziile, înțelegând că mentalitatea lui este produsul unei experiențe ca geberasiste, elitiste și xenofob din epoca războiului rece. Putin ilustrează o credință neștirbită în spusele lui Sunțu și ale lui Machiavelli, conform cărora scopurile justifică mijloacele. El crede că Ucraina, ca și alte state foste sovietice, sunt părți ale Rusiei cucerite din punct de vedere istoric, pentru că asta a fost lăsat să creadă dar în ochii lui populația acestor state este inferioară din punct de vedere etnic și social față de ruși. Asta explică, de asemenea, perspectiva din spatele comentariilor sale despre o autopurificare a societății și strategia sa brutală în Ucraina.